Bine ați revenit la o nouă întrebare. Întâi însă să auzim întrebarea de data trecută. Presupuneți că aveți 20 de bucăți de sârmă, așa cum vedeți în desen, bucăți de lungime egale, și după ce le aliniați perfect, așa cum sunt și în desen, le tăiați pe toate după diagonala suprafeței dreptunghiulare pe care o ocupă, adică după linia roșie din desen. Și apoi sudați, începând cu ultima din dreapta, două câte două, bucata din dreapta sus cu cea din stânga jos, așa cum arată animația. Să presupunem că sudura se face fără să pierdem din lungime. La prima vedere, nu s-a întâmplat nimic deosebit cu cele 20 de bucăți de sârmă. Dar dacă le numărați, veți vedea că nu mai sunt decât 19. Iar întrebarea este, ce s-a întâmplat cu o bucată de sârmă? Unde-i? Cred că dacă vă veți mai uita odată la animație, de data asta cu încetinitorul, totul va deveni clar pentru toată lumea. De fapt, poate că deja e clar, deoarece toate răspunsurile pe care le-am primit sunt corecte. Să vedem totuși. Sârmele din dreapta unei perechi se sudează de ceea ce a mai rămas după tăiere din cele din stânga și rezultă pentru fiecare pereche, ăsta e lucrul important, câte o bucată de sârmă un pic mai lungă. Asta se întâmplă cu fiecare pereche de sârme care se găsesc de o parte și de alta a unui spațiu delimitat de ele. Și pentru că 20 de sârme au doar 19 spații între ele, prin lipire rezultă doar 19 bucăți de sârmă. Deci ceea ce s-a întâmplat este echivalent cu tăierea unei bucăți de sârmă în 19 bucăți egale și apoi lipirea celor 19 bucăți de cele 19 sârme rămase. Rezultatul este același. Așa că fiecare sârmă este în final mai lungă cu a 19-a parte din lungimea ei inițială, să o notăm cu L, adică după lipire fiecare sârmă are lungimea L plus L pe 19, 20 pe 19 înmulțit cu lungimea inițială. Și pentru că 20 împărțit la 19 este aproximativ 1,0526, înseamnă că fiecare sârmă este după lipire cu aproximativ 5,26% mai lungă. Dar ca să răspund și în alt fel, să ne gândim la întrebarea, a dispărut sau nu o bucată de sârmă? Putem spune că din moment ce am avut 20 și acum avem 19, o bucată de sârmă a dispărut. Dacă avem 20 de porții de ciorbă și pe una o distribuim în mod egal în celelalte farfurii, aruncând apoi farfuria goală, rămânem cu 19 porții. Ceea ce n-a dispărut este materialul din care a fost confecționată sârma, el s-a împărțit în mod egal la celelalte. Deci, din acest punct de vedere, sârma n-a dispărut. Așa că, dacă a dispărut sau nu, rămâne o problemă de semantică de ce înțelegem prin bucată de sârmă. Bucată sau sârmă? Referitor la întrebarea suplimentară, și anume dacă se poate găsi o formulă simplă care să generalizeze întrebarea legată de distanța maximă, se pare că cei care știu mai multă matematică decât mine sunt de părere că acest lucru nu este posibil, în sensul că formula va trebui să conțină întotdeauna un șir. Nu știu dacă pot să demonstrez acest lucru, poate în timp cineva ne va ajuta să lămurim problema. Vom vedea! Azi voi pune o întrebare foarte potrivită pentru cei care se ocupă, s-au ocupat sau au de gând să se ocupe de afaceri, mai ales legate de comerț,
Pentru că întrebarea se referă la profit. Cine vrea să se ocupe de afaceri, trebuie să știe un pic de aritmetică, măcar cele 4 operații și regula de 3 simplă. Și într-adevăr, asta e tot ceea ce trebuie să știți ca să găsiți răspunsul. Pentru că, de fapt, întrebarea de azi este o problemă foarte simplă din punct de vedere aritmetic, din punct de vedere al calculelor necesare, dar la rezolvarea căreia se fac tot felul de greșeli, ceea ce duce la obținerea a tot felul de rezultate. Sigur, doar unul este bun, adevărul este unic, minciuna este multiplă. Să vedem despre ce e vorba. Un comerciant cumpără fructe de la o livadă și vrea să le vândă în magazinul lui cu un profit de 25%. Deci pentru suma S cu care cumpără fructele, vrea să obțină prin vânzarea lor suma 1,25 înmulțit cu S, cu 25% mai mult. Pentru a obține acest profit, el trebuie, evident, să ceară un preț cu 25% mai mare la vânzare decât prețul la care a cumpărat marfa. Și asta și face. Dacă prețul de cumpărare pe kilogram la un anumit fel de fructe este, să zicem, P mare, prețul pe care îl cere la vânzare pentru fructele respective este 1,25 înmulțit cu P. De pildă, dacă cumpără fructe cu 10 lei kilogramul, le vinde cu 12,50 lei. La cumpărarea fructelor, totul se desfășoară normal, corect, fructele sunt cântărite corect, deci comerciantul cumpără și plătește exact cantitatea pe care o dorește. Dar la vânzare există o problemă. Cântarul pe care îl folosește comerciantul, fără ca el să știe acest lucru, este defect. Atunci când pe cântar este pus un kilogram de fructe, adică 1000 de grame, el arată doar 960 de grame. Și întrebarea este, în acest caz, cât este profitul procentual pe care îl realizează comerciantul? Aștept ca de obicei răspunsurile voastre și accept orice fel de rezolvare, mai simplă sau mai complicată, dacă duce la rezultatul corect. Pe săptămâna viitoare!